Da, domnul. Eu am pus niște semne acolo, dar... Eu chipuri le-am adus, car. Da. Imediat, vă rog să așteptați, pentru că e foarte frumos. Vă rog să așteptați. Totuși cel din revista Sem, poate, da? Care? Este revista Sem. La care și la care vă referiți? La care vă referiți? Eu sunt rușine, ce? Pornașul. A, cu far. A, ce-o cu far, da. Dumnezeu n-a murit. La ce? Nu, a, mă, gata, istoric. O, știu de ce te-am vedecat. Eu vreau să citesc și asta, am să închei cu ce. Da, nu, vreau, nu vișem, nu-i pe ea. Se numește curriculum, ca să vedeți. Curriculum se numește. Da. Dacă e pe gustul colegului meu, Nicolae Leacu, cer că acest poem să înțelegeți de ce îl citesc. Eu m-am gândit că și el din acest motiv moral. Dumnezeu n-a murit. Fa, 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 tare mai sunteți proasti, fa. Eu și sora îi spunem mamei într-o primăvară însorită, într-un secol trecut, că Dumnezeu a murit. De unde știți voi asta, fa? Stăm în bucătărie, pe un pat acoperit cu macat, stânjeniu, din lână de oi, toarsă de bunica, râșchiată de mine, vopsită și țesută de mama, bălăbănim picioarele, dând urcuța pe dracul, ținem una și bună, că nu-i, că a fost Gagarin în cosmos, l-a căutat, l-a căutat și nu l-a găsit. Mama gustă zeama de pui, rămâne o clipă pe pământ, cu lingura uitată în mâna dreaptă, cu stânga sprijinită în șold, scrutându-ne visătoare parcă dintr-o altă lume. Dacă el a fost fapt până la Dumnezeu, o fi fost și el până acolo, ia pe undeva, și a venit înapoi. Ce? El a fost până la Dumnezeu? Ei, hei, fa! Ba a fost, a fost, că noi știm că a fost și a văzut. Și la școală ne-au spus, o ținem noi morțiș în fața acelei femei tânără, frumoasă și plină de căldură, de dragoste și înțelepciune maternă, privindu-ne acum înțeleg de undeva de sus, din înălțimile văzului ei albastru, din adâncurile credinței, în echilibru neclintit al lumii, în taină ei firească, în binele ei și în răul implacabil, în limita fizică, în infinitatea și informitatea ei metafizică. Fa, fa, fa. Și ultimul grup ce închei este un joc și am să vă întreb, după o constatare, deși nu sunt decât femeie, sunt altfel, sunt nu știu cum, sunt totuși altfel, nu știu cum. Vă mulțumesc foarte mult să vă invitați toți, eu am să vin la cei 50 de ani ai voștri, la cei 60, la cei 70, la cei 80, la cei 90, la cei 100, la toți ceilalți. Pe colegii mei, toți vorbitorii îi invit la o cupă de șampanie de care am răspuns eu în sala de conferințe. Am primit deci.